Mă bucur să ne revedem. Sunt Alexandra Tatu, profesoară de limbă și literatura română la Școala Gimnazială Titu Maiorescu din București. Astăzi începem cu prima propoziție subordonată. Înainte de toate, citim un text împreună. Sunteți pregătiți? Da. Deseori, când aveam impresia că cineva ne minte, ziceam simplu, nu-mi spune povești. Ca și când o poveste ar fi o minciună, ceva greu de crezut, ceva imposibil. Ba, există și expresia, nu-mi spune povești de a dormi copii. Ca și când doar copiii cred în povești. Pentru că sunt naiv, pentru că poți să-i păcălești ușor. Deși copiii sunt cel mai greu de mințit, dar asta e altă poveste. Însă poveștile pentru copii, bazmele, au întotdeauna un sâmbure din realitate. Chiar dacă sunt pline de fantastic, de personaje incredibile cu trei capete care scot flăcări pe nări, care zboară, dispar, se dau de trei ori peste cap și devin altcineva, mănâncă joratec sau vorbesc limba animalelor. La fel de bine putem vorbi pur și simplu despre povești adevărate pe care le spunem, le citim sau le ascultăm în fiecare zi. Nu știu exact care a fost momentul în care am realizat că pot cunoaște și pot înțelege lumea prin povești. Ani de zile am fost luată de val și alergam ca orice jurnalist după știri, declarații, informații. Dar la un moment dat a venit împrejurarea de care vă spuneam și am înțeles că dincolo de toate acestea există povestea. Poate că reportajul este calea cea mai generoasă prin care jurnaliștii spun povești adevărate. Viața unui om, istoria unui loc, explicația unui eveniment sau culisele unui fenomen. Dacă nu ar fi descoperite și spuse mai departe, toate poveștile adevărate ar rămâne într-un cerc restrâns intim și ar fi tare păcat, pentru că oamenilor le plac poveștile. Explicația simplă ar fi că se regăsesc în ele și învață din ele. Dar cred că nuanțele sunt mai multe și ne raportăm la povești în fel și chip. De la mi s-a întâmplat și mie așa ceva, la aș vrea, n-aș vrea să mi se întâmple, uite ce i s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, sau aș ști ce să fac dacă mi se întâmplă. Cert e că o poveste nu ne lasă indiferenți. Dorința, revolta, înțelegerea, curiozitatea, tristețea sunt toate acolo când ascultăm sau citim o poveste adevărată. Adică un reportaj sau un documentar. Lucrurile se întâmplă însă dacă povestea e bine spusă și dacă e interesantă, iar felul în care e percepută o poveste adevărată depinde și de cel care o spune, dar și de cel care o ascultă, de lucrurile care îl interesează sau de așteptările pe care le are. O poveste nu este însă poveste dacă nu are un tâlc, un sens, dacă nu ne ajută să înțelegem ceva. Ne fascinează biografiile sau autobiografiile pentru că învățăm din viețile altora, cum să ajungem unde ne dorim, cum să depășim momentele de cumpănă sau cum să ne bucurăm de tot ce ni se întâmplă, de exemplu. Ne inspiră filozofia de viață a unui sportiv sau a unui inventator, așa că și personajul care e de multe ori în carne și oase trăiește aceleași vremuri ca și noi, e celebru, dar alte ori doar un om simplu e și el important și are rolul lui determinat într-o poveste. Liliana Nicolae, Lumea în povești, în dilema veche. Numărul 1010. Cum ți se pare textul nostru? Foarte adevărat. Adevărat, e primul cuvânt care îți vine în minte. Acum, dacă am povestit, zic să trecem și la muncă, nu? Și la treabă. Am aici un fragment extras din textul nostru. Nu știu exact care a fost momentul în care am realizat că pot cunoaște și pot înțelege lumea prin povești. Și până aici mă opresc. Vreau să-mi spui care sunt predicatele acestui enunț. Că e clar că sunt mai multe. Nu știu. Primul. Corect. A fost. A fost. Îl iau doar așa? Am realizat. Sau îl iau cu a totul pe lumină? Așa. Am realizat. Am realizat. Că pot. Așa, pot. Pot. Iar. Pot. Și atât. Și atât. Câte predicate am? 4. 5. 5. Câte propoziții o să am? Tot 5. Foarte bine. 5 propoziții. Acum ne amintim elementele pe care le-am studiat la frază. 5 predicate, 5 propoziții. Cum fac? Mă uit între primele două propoziții, să văd între primele două predicate. Să văd unde mă opresc.
cu prima propoziție. Și am așa, nu știu exact care a fost momentul. Unde crezi că ar trebui să mă opresc? Care ar putea fi elementul de relație? Care? Care? Foarte bine. Noi l-am învățat, când am discutat despre frază, la subordonare, ca fiind element de relație. Și îl se și numește pronume relativ. E atât de important în frază. Nu știu exact care a fost momentul în care am realizat. A fost momentul și am realizat. Ar fi important să vă uitați exact așa, între cele două predicate. Pentru că o greșeală des întâlnită ar fi aceea de a ne opri la fiecare cuvânt care ni se pare că este element de relație. Sau virgule, dacă am o enumerație. Am văzut așa, selectată propoziție, deși nu era predicat. Deci nu mă ghidez doar după elementul de relație. Mă uit și între cele două predicate și văd unde ar trebui să mă opresc cu sensul și să văd ce element de relație apare. Aici unde mă opresc? În care? E elementul în fața de relație? Lui. Foarte bine. Înaintea lui. Foarte bine, da? Le încercuim să le vedem. În care, îl iau cu tot cu prepoziție. Apoi am realizat și pot. Că. Foarte bine, aici. 3. Îl încercuiesc și pe acest că. Unde mă mai opresc între pot și pot? Înainte de și. Înainte de și, îl știm ca element de relație. 4, da? Și abia la sfârșit o punem nu și pe nu mai avem, exact. Deci avem 5 propoziții, le-am identificat. Foarte bine. Care am stabilit că este pronume? Relativ. Relativ. Ce-o fi în care se schimbă situația dacă are prepoziție în față? Nu. Nu. Trebuia să verific oricum să văd dacă a devenit adjectiv. Nu e cazul. Relativ. E doar precedat de propoziția simplă în. Că? Ce este că? Conjuncție subordonatoare. Da, foarte bine. Conjuncție subordonatoare. Și? Conjuncție coordonatoare copulativă. Foarte bine. Conjuncție coordonatoare. O să prescurtez eu copulativă. Foarte bine. Până la sfârșit ne-am oprit. Acum, recapitulând, aveam relații de coordonare între propoziții de care. Ce ne amintim? De același fel. De același fel, da? Pot avea două principale plus, da, o principală plus o principală. Sau două secundare, da? Coordonate între ele. Da. Iar subordonarea între ce tip de propoziții? Principală și secundară. Dar pot avea și? Secundară cu secundară. Foarte bine. Aceasta, da, aici sunt coordonate, am două propoziții de același fel. Coordonare era prin ce realizată? Îți mai aduce aminte? Când aveam coordonare. Da, când aveam virgulă sau punct și virgulă, se numea coordonare prin? Juxtapunere. Foarte bine. Iar dacă aveam element de relație? Prin juncțiune. Foarte bine, hai că ți-amintești. Prin joncțiune, când am element de relație, da? Pot avea și, pot avea dar, etc. Dau niște exemple. Bun. Acum, la subordonare, aici, această propoziție de care depinde subordonata în ambele cazuri, cum se numește? Propoziție de care? Atributivă? Nu neapărat. E propoziție regentă. Deci nu poate fi și atributivă. Da. Dacă e regentă pentru altă subordonată. Dar se numea propoziție regentă. În ea se află în interiorul ei era termenul regent. Cuvântul de care depinde această subordonată. Da? Dacă întâlnesc aici în această propoziție termenul regent, înseamnă că toată propoziția este propoziție regentă. În regulă. Aici, la nu știu exact. Ce nu știu? Care a fost momentul? Observ că îi adresează întrebarea acestui predicat. Da? Întrebarea ce? Da. Propoziția mea depinde de acest predicat. Înseamnă că este propoziție principală sau secundară, subordonată? Ce zici? Principală. Prima. Dar a doua? Subordonată. Ce? Nu știu. Foarte bine. E o subordonată. Bun. Care a fost momentul? Care moment? În care am realizat? Aceasta de care este? Dacă, tot subordonată. Exact. Ține de acest substantiv. Tot subordonată. Am realizat ce? Că pot cunoaște.
Tot subordonată. Tot subordonată. Ce am mai realizat? Că pot înțelege lumea prin povești. Tot subordonată. La fel, îi se subordonează acestei propoziții, da? Și ele sunt coordonate prin acest și. Da, vedem că el are rol de coordonare între două propoziții subordonate. Foarte bine. Acum, dacă ar fi să ne uităm cu foarte mare atenție la subordonate, observ că aceasta depinde de un verb. Dar cea de-a treia, de ce depinde? De momentul care este ce ca parte de vorbire? Substantiv. Este un substantiv. Ce întrebare am adresat? Ce? Care moment? În care am realizat? Era care? Bun. Da. Dacă adresez această întrebare unui substantiv, în mod normal îmi răspunde atributul. Nu? Da. Întrebarea care adresată unui substantiv. În cazul nostru fiind o propoziție, avem propoziție subordonată atributivă. Da? Celelalte întrebări la fel. Perific sunt adresate verbului, încă n-am studiat această subordonată. Și aici la fel. Hai să vedem cum arată această atributivă. În primul rând trebuie să mă uit la regent. Cum făceam și la atribut? Întâi am văzut ce? Care sunt elementele cărora le adresez eu întrebarea să-mi răspundă atributul? Mă ajută foarte mult acest aspect. Și am observat că adresez întrebarea cui ca să-mi răspundă un atribut. Unui substantiv. Cui? Unui pronume. Pronume sau? Și numeral. Numeral. Foarte bine. Hai să vedem subordonata atributivă. Poveștile sunt pline de personaje care zboară sau care scot flăcări pe nări. Prima oară despărțim fraza în propoziții, hai să vedem. Cum fac? Până unde mă duc cu prima propoziție? Câte predicate am? Câte propoziții o să am? E primul predicat. Sunt pline, corect, primul predicat. Apoi, ce mai am? Zboară. Da. Și scot. Și scot. Trei predicate, trei propoziții. Unde mă opresc cu prima propoziție între cele două? Sunt pline și zboară. Înainte de care? Înainte de care. Foarte bine. 1. Îl încercuiesc pe acest care. Între cele două. Zboară și scot. Înainte de sau. Foarte bine. Mă opresc aici. 2. Acest element este un element coordonator și acesta este subordonator. Da? Până la sfârșit. Mă duc cu 3. Foarte bine. Poveștile sunt pline de personaje. Este o propoziție independentă. De care este? Principală. Principală. Pentru a doua, cum adresez întrebarea să-mi răspundă cea de-a doua? Și cui? Ce fel de personaje care zboară? Foarte bine. Care persoane? A, cele care zboară. Ai adresat întrebarea cui? O personaje. Care este ca parte de vorbire? Substantiv. Foarte bine. Deci, un substantiv comun în cazul nostru. Foarte bine. Adresez întrebarea unui substantiv, înseamnă că cea care îmi răspunde va fi atributivă. Întrebarea specifică atributului, deci aici avem o atributivă. Ce facem cu cea de-a treia? Poveștile sunt pline de personaje. Ce fel de personaje? Care zboară sau personaje care scot flăcări pe nări? Ce zici? Îi punem întrebarea tot substantivului personaje. Foarte bine, tot de acest substantiv depinde și această propoziție. Este tot atributivă. Atributivă. Ne ajută și acest element care coordonează. Avem o propoziție de același fel, da? Cu anterioară. Dacă ar fi să facem o schemă, cum ar arăta? Am aici propoziția principală, apoi subordonata unde o așez? O să o așez aici. Pe cea de-a treia unde? De la P1 în... Tot aici, exact. O să le numerotez așa să ne fie mai ușor să le recunoaștem. Iar aici am ce? Coordonarea. Sau, da? Conjuncția coordonatoare de care? Ia să vedem dacă vă mai aduceți aminte. Repede, repede, cine spune? Nu-i șoptiți. Disjunctivă. Disjunctivă, foarte bine. Trebuie să știm foarte bine și conjuncțiile coordonatoare, subtipurile și exemplele. În regulă, hai să trecem la următorul. Acum că am înțeles cam cum putem recunoaște. Acela care ascultă povești este mai înțelept. Hai să separăm. Sau la fel putem sublinia. Cum vrei? Ascultă. Ascultă. Este primul predicat. Da. Și este al doilea. Mai înțelept. Fii foarte atent la predicatele nominale. Da? Că ai tendința de scoate doar verbul copulativ. Trebuie să-l scot cu tot cu nume predicativ. Verific valoarea lui a fi sau dacă întâlnesc alt verb copulativ și văd care este numele lui predicativ. Să-l selectez corect. În regulă. Ce observi tu
Acela care ascultă povești este mai înțelept. Unde crezi că trebuie să te oprești? Cum fac? Ia să vedem. Îl vedem și pe Care un pic mai în față. Cred că trebuie să mă opresc în fața lui Care. Așa, dar nu am predicat aici. Ce fac? Acela o să fie cu propoziția este mai înțelept. Foarte bine, este subiectul acelei propoziții. Deci, acela care ascultă povești, o să mă opresc aici, 2. Acela este mai înțelept, da? Se continuă 1. Care, acela care ascultă povești, de ce stă aici, în interiorul acestei principale? Deoarece stă lângă elementul, termenul regent, da? Elementul de care depinde, acela. Întrebarea la fel, care, acela care ascultă povești? Destul de simplu. Prima am zis că e principală, iar a doua este? Secundară. Și o numim de acum atributivă. Foarte bine. Elementul regent, termenul regent este acela, exact asta ne interesează. Ce e ca parte de vorbire? Pronume. Pronume, în cazul nostru, pronume demonstrativ, dar pot avea și alte tipuri de pronume. La fel și aici, pot avea și substantiv propriu. În ultima situație... Mi-a plăcut al doilea în care se vorbea despre rolul poveștilor în viața noastră. A plăcut. Da. Se vorbea. Da. Unde mă opresc? Ce zici? În fața lui în care. Aici. 1. În care este elementul de relație. Se vorbea despre rolul poveștilor în viața noastră. Nu mai am al predicat și atunci mă opresc la sfârșit. Da? 2. De care e prima? Mi-a plăcut al doilea. Principală. Principală. Care al doilea? Mă refer la un articol, da? Mi-a plăcut un articol dintr-o revistă. În care se vorbea despre rolul poveștilor în viața noastră. Aceasta depinde de al doilea. Numeral care al doilea? Doilea. A, cel în care se vorbea. Foarte bine. La fel, întrebarea este care? Avem o atributivă, iar termenul regent este un numeral. Cu ce valoare? Valorile erau pronominală, substantivală și adjectivală. În cazul nostru aveam valoare pronominală. Bun. Hai să vedem. Poveștile pe care mi le spunea bunicul au rămas în sufletul meu. Aici vreau să îmi spui cum am putea transforma această atributivă pe care mi le spunea bunicul până aici într-un singur atribut. Crezi că putem face asta? Poveștile... Te ajut eu cu separat. Foarte bine, spuse de bunicul. Ce ai făcut dacă ai transformat în atribut? Ce ai scos? Am scos pe care. Foarte bine, am scos elementul de relație, da. Ce am mai scos? Predicatul, l-am transformat și atunci, la fel, am intercalat. Aici e 2, a rămas în sufletul meu 1. Acest procedeu se numește contragere. Contragerea constă în transformarea unei, ce o să completăm? Propoziții. Da, în ce? În partea de propoziție. Corespunzătoare. Și ce trebuie să păstrăm? De că am scris corespunzătoare, da. Cu păstrarea? Sensului. Intactă a sensului. Exact. Foarte bine. Hai să vedem. Ce minuni mai descoperim. Dacă am așa situația aceasta, citim o poveste adevărată. Aici am un atribut. Crezi că poți face din el o atributivă? Care reușește mai rapid. O poveste adevărată, citim o poveste, uite de aici să ne uităm. Care ce este fac? Adevărată. Foarte bine, care este adevărată. Dacă în situația contragerii am văzut că disparge elementul de relație predicatul, de data asta vor apărea. Și atunci, expansiunea ce înseamnă? Că voi avea din atribut atributivă, se transformă astfel. Exact procedeul invers. Acum hai să vedem care sunt elementele de relație. L-ai văzut foarte des pe care, așa-i? Care este ce ca parte de vorbire? Uite, îl întâlnim și aici ca element de relație. Pronume relativ. Dar aici ce avem? Mai avem pronume relativ dacă zic ce poveste să citim? Nu, este adjectiv pronominal. Foarte bine, aici adjectiv pronominal. Dar dacă zic că am dat un premiu oricui a venit, aici ce voi avea? Este pronume de care? Pronume nehotărât. Nehotărât. În următoarea situație, tot pronume nehotărât, dacă am orice poveste? Ce zici? Nu, aici adjectiv. Adjectiv pronominal nehotărât. Ce avem în următoarea situație? Locul unde, unde? Am călătorit. Așa. Ce-o fi unde? E adverb.
Adverb de care? Relativ. Relativ. Foarte bine. Iar în ultima situație și-a exprimat dorința să spună o poveste? Ce-o fi să? Conjuncție subordonatoare. Foarte bine. Conjuncție subordonatoare. Dacă ne uităm la cum ar trebui să separăm, ce o să observi tu despre atributivă? Vreau să tragem așa o concluzie legată de poziția atributivă în raport cu regenta. Și uite, aici, de exemplu, am principala, am atributiva. Dar sunt situații de tipul acesta. Decizia 1, ce povești să citim? 2, ne aparține 1. Deci poate sta... Cum? După, dar și intercalată. Mare atenție în astfel de situații, când avem o atributivă intercalată. Da? Călătoria în orice poveste ne îmbogățește. De exemplu, în situația asta, călătoria în orice poveste ne îmbogățește. Ia să vedem ce lipsește de aici. Predicatul. Foarte bine. Ce trebuie să-i mai pun? Călătoria în orice poveste am pătrunde. Puteți avea astfel de situații. 2 ne îmbogățește 1. Iar aici, locul 1, unde am călătorit 2, m-a uimit 1, la fel este intercalat. Iar aici, foarte ușor de separat. V-am pregătit eu să exersați niște fraze care conțin atributive, să vedem cât de bine vă descurcați. Dar vreau să văd dacă ați fost atenți. V-am pregătit și pentru lecția de astăzi un test pe platforma naradix.ro. Este o platformă dezvoltată în parteneriat cu Televiziunea Română. Vă aștept și acolo să vedem câte puncte obțineți. Vă aștept și data viitoare să nu chiuliți, să fiți la ora alături de noi. Mulțumim tare mult! Mulțumesc, Alina! Să ne vedem cu drag și data viitoare. Mult spor să aveți! Mulțumesc! La revedere!